Când a murit Oma Caragiula cu tremur, erau mii de oameni urcați în copaci la cimitirul Belu. A fost o jale națională și vedem imediat cifrele acestui cutremur din 77, care încă ne produce fiori multora dintre noi. Sunt foarte mulți oameni care au murit atunci. 7,4 pe scara Richter, ora producerii 21:22, durata 56 de secunde. Mai departe, cifrele acestui cutremur devastator, 1578 de morți, 11300 de răniți, 32.000 de clădiri distruse, cele mai multe pagube în București, 33 de blocuri prăbușite, în total, la nivelul întregii țări, 32.897 de locuințe afectate, deci tot atâtea familii cel puțin, distrugeri în 23 de județe, iar în București au fost 70% din pagubele totale. Au fost și foarte multe celebrități care au murit atunci, în 1977, iar regizorii care au încercat să facă un film și chiar au făcut un film despre tragedia de atunci, au aflat cu stupoare că filmul nu poate fi difuzat din cauza imaginilor prea dure, așa au anunțat comuniștii la acea vreme. Vrăbiuța e secretară, frumoșică și sprințară, iar director Elefantul, care face pe berbantul. N-am găsit altă rimă să treci. Dar parcă spune că nu scrie așa din imaginație. Toma Caragiu este considerat unul dintre cei mai mari actori români ai tuturor timpurilor. Cu tremurul devastator din 1977 l-a prins în casă, unde sărbătorea alături de regizorul Alexandru Bocăneț finalizarea peliculei Gloria nu cântă. Ambii au murit sub dărâmături în seara cu pricina. Dumneavoastră confundați realitatea cu imaginația. Eu? Da. Afirmația dumneavoastră nu are niciun nonsens. Da. E actor. Păcat de el, fiindcă era un băiat inteligent și cu perspective. Ar fi fost un profesor de excepție. Toma Caragiu s-a stins din viață la 52 de ani și a fost înmormântat la cimitirul Belu. Scenetele lui bucură pe oameni până și astăzi, iar filme precum Premiera sau seria Brigada Diverse sunt cunoscute și printre noile generații. Vecină cu Caragiu era Doina Badea, care locuia chiar vis-a-vis de blocul actorului. Artista avea doar 37 de ani și era considerată Edith Piaf a României, grație vocii ei. Victima seismului a fost și actrița Eliza Petrechescu. Aceasta era cunoscută pentru reprezentațiile de pe scena Teatrului Mic, dar și pentru roluri în filme precum Tănase Scatiu, Felix și Otilia sau Nunta de Piatră. Dar nu știu dacă ați știut că vine Felix. De ce ați mai schimbat camera Otiliei și camera Otiliei în camera lui Felix? Ca să mă zăpăciți pe mine mai tare și nu mai am somn. Că dacă aș fi servitoarea voastră și nu m-ați alergat atât. Bietile mele picioare, că nu mai pot, alerg de colo-colo. Ai aranjat camera? Am aranjat-o, ți-am mai spus odată, surdule. Filoftea Lăcătușu, cunoscută artistă de muzică populară, nici măcar nu locuia în capitală în 1977. Ea a venit să înregistreze un disc, iar în momentul seismului se afla în hotelul Victoria, unde era cazată. Acolo și-a găsit sfârșitul la doar 29 de ani. Ascultă, gorjanule! Victima dezastrului a fost și Anatol Baconschi, tatălui Teodor Baconschi, fost ministru de externe între 2009 și 2012. Acesta se afla în vizită la poeta și prozatoarea Veronica Porumbacu, alături de care și-a găsit sfârșitul.